Au trecut 2 săptămâni de când reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Olt au început să monitorizeze cazurile de gripă, viroze și pneumonii, iar numărul oltenilor diagnosticați cu astfel de afecțiuni este în creștere. Deși vaccinarea antigripală rămâne cea mai sigură și eficientă măsură profilactică, până acum autoritățile sanitare oltene nu au primit nicio doză de vaccin gripal. Statisticile instituției arată că în ultima săptămână numărul cazurilor de infecții respiratorii acute a crescut față de săptămâna anterioară. Astfel, în județ s-au înregistrat 1756 de cazuri de viroze cu 80 de internări și 609 pneumonii cu 86 de internări, ponderea fiind deținută în continuare de grupele de vârstă cuprinse între 0 și 19 ani. În urma celei de-a treia serie de verificări efectuate de administrația Fondului pentru Mediu pentru al treilea set de 50 de dosare de finanțare depuse la nivelul județului Olt în cadrul programului Casa Verde Clasic, sesiunea 2016, 44 dosare de finanțare au fost aprobate și 6 au fost respinse. Solicitanții din județul Olt, ale căror dosare au fost respinse, au avut posibilitatea să conteste în termen la AFM decizia de respingere a dosarelor. Listele contestațiilor admise și respinse sunt afișate tot pe pagina de internet a AFM, www.afm.ro, la domeniul Casa Verde Clasic, persoane fizice. Totodată, solicitanții din județul Olt, ale căror dosare de finanțare au fost aprobate, se pot prezenta la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina. 30 de posturi de distribuitori, ziare și colete pot fi ocupate de persoanele din județul nostru care își doresc să-și găsească de muncă în străinătate. Danemarca vine cu această ofertă atractivă din punct de vedere financiar, ora fiind plătită cu 17 euro. Printre condiții se numără cunoașterea limbii engleze. Locurile de muncă presupun distribuirea către clienții a ziarelor, coletelor și revistelor. Pe lângă cunoștințe de limba engleză, distribuitorii au nevoie de permis de conducere categoria B. Contractul de muncă este de cel puțin 6 luni. Angajatorul oferă cazare în prima săptămână, apoi fiecare trebuie să se întrețină până la plata primului salariu. Direcția Județeană pentru Agricultură Olt a demarat inspecția, faza de rodire, la toți cei 1000 de fermieri oltenci s-au înscris în programul de tomate. Aceștia ar putea începe comercializarea de săptămâna viitoare. 1000 de fermieri olteni s-au înscris în ciclul al doilea al programului de tomate. La nivel național, județul Olt conduce detașat la numărul de solicitări depuse pentru accesarea acestui program. Fermierii olteni au mari șanse să se încadreze în termenul propus de autorități. Astfel, conform unui proiect de hotărâre al Ministerului Agriculturii, aceștia trebuie să valorifice producția de roșii în perioada 23 octombrie 20 decembrie și nu de la 1 noiembrie, așa cum era stabilit inițial. Reprezentanții Direcției Județene pentru Agricultură Olt au precizat că din această săptămână au început controalele. În sud-vestul țării se anunță soare și atmosferă plăcută. Județul Caraș-Severin este avertizat cu cod galben de ceață densă până la ora 10. Va continua să se încălzească și la amiază termometrele vor indica 27 de grade Celsius, valori foarte mari pentru această perioadă a anului. La fel va fi și în ținuturile sudice, vreme frumoasă, vânt domol și temperaturi în creștere. Joi vremea se va menține plăcută și caldă, iar vântul va sufla mai tare în zonele de munte, dar și în delta Dunării. Și vineri va fi timp frumos cu temperaturi foarte plăcute, dar ridicate pentru a doua jumătate a lunii octombrie.